Am revenit, dragi telespectatori, cu partida dintre Viking Chișinău și Red Devils Chișinău. Vă readuc aminte, primul gol a fost marcat de cei de la Red Devils în minutul 15 prin Vaheb Abu Hamad, iar spre final de meci Viking Chișinău a egalat prin golul Stanislav Panuța, minutul 23. În atac acum cei de la Viking Chișinău și obțin un corner. O execuție cam hazardată a lui Ion Donica. Acum eroarea portarului care a scăpat balonul din brațe. Se pare că și portarul celor de la Red Devils copie tactica lui Neuer și a portarului de la formația Globus. Vă readuc aminte că pentru acesta s-a terminat cu rău, a fost eliminat în cele din urmă, în meciul anterior. Au de poartă pentru Red Devils. Balonul ajunge până la portarul formației Viking, numit Alexandru Catărău. Alexei Catărău, de fapt, mă scuzați. Catărău mai departe către jucătorul de pe frangul drept de atac. Acesta o transmite către Panuța, un 2 însă nereușit. Iese Alexeis Catărău și degajează balonul până în brațe portarului advers, care aruncă balonul, însă este pe poziția Alexei Catărău. Se întoarce Iachim, pasează iarăși la Iachim, însă reușesc să respingă în afara terenului de joc și e margine pentru Viking Chișinău. Din nou margine pentru formația Viking Chișinău. Repune balonul Ion Donica și o face până la Stanislav Panuța. Duel la mijlocul terenului, schimbă flangul de atac, însă nereușit. Au pus pe poziție de contraatac pe cei de la Red Devils, însă cu noroc au reușit să intervină unul din jucătorii celor de la Viking, acordând doar out. Daniel Rusu ninge la centru balon, la centru terenului. Trecere, centrare, însă intervine jucătorul formație Viking și de acordă corner. Mihanicov a fost cel care a executat această lovitură de la colțul terenului și a acordat în aceste secvențe a un out în apropierea porții lui Dumitru Radu. Însă în cele de urmă pleacă pe contraatac cei de la Red Devils, nereușit. Donica pasează. Mingea se scurge în afara terenului de joc și va fi out de poartă pentru formația Red Devils. Pus sub pressing pasiv jucătorii celor de la Red Devils. O trecere frumoasă acum, poziție de șut, însă în blocaj. Blocat șutul lui Rabia Hatib. Doi jucători de origini străine pentru Red Devils Chișinău. Cu
corner pentru Red Devils și Simeon Mihanikov execută iarăși cornerul. Portarul celor de la Red Devils se afla deja în apropierea careului celor de la Viking, însă a fost faltat de jucătorul Igor Akim cu numărul 11 din componența formației Viking Chișinău. A fost sancționat acesta. S-a cam grăbit acesta să-l folteze, dat fiind faptul probabil din dorință de a prelua balonul și a putea marca în poarta goală, care a fost lăsată neprotejată de către acesta. Iarăși prezent în atac portarul. Un șut din întoarcere a unui jucător de la Red Devils, însă peste poartă. Panuța pasează înapoi, așteaptă balonul, da, iarăși în posesie ajunge Stanislav Panuța, pasează în atac, însă alunică unul din jucători. Este Igor Akim, cel care a alunecat. Îi supun la un pressing foarte bun. Akim prelua, șut și este gol! Gol marcat de jucătorul cu numărul 27 a echipei Red Devils. Nu, mă scuzați, cu 27 a formației Viking Chișinău. Făcut o eroare. Din păcate, nici acesta nu este în lista acordată de echipa Viking Chișinău. Ne scuzați pentru aceste probleme tehnice, însă din păcate nu a fost introdus în lista de meci prezentată. Stanislav Pănuța șutează și obține un corner pentru formația sa. Iarăși Pănuța. Akim. Sigai. Dadu. Dadu către Sigai. Sigai înainte. Dadu pasează în față. Trecere de portar, șut! Blochează cu succes, Simeon Mihanikov. Sigai la balon către Dadu. Dadu înapoi către Sigai, Sigai către Dadu. Dadu schimbă până la Panuța. Înapoi către același Dadu. Dadu schimbă flangul spre Sigai. Corner pentru formația Viking. Sigai execută rapid. Însă pornesc pe un contraatac cei de la Red Devils. Au de poartă Alexandru Dadu la balon. Marcatorul celui de-al doilea gol. Schimbă și acolo. A doua repriză, 1-2 dăm. A este Vier. Aruncarea de la mijlocul terenului pentru formația Red Devils. Mingea ajunge până la Mitru Radu. În cele din urmă, Red Devils este condusă după ce a reușit prima să înscrie și este faltat iarăși portarul formației Red Devils, Dumitru Radu, după ce a ieșit mai mult de jumate de teren. A fost faltat de marcatorul celui de-al doilea gol pentru formația Viking. Se scurge cea de-a 35-a minută de joc. Scorul în continuare este 2-1 pentru Viking Chișinău. Atac celor de la Red Devils, mingea pasată în spate, un șut degajat și nu este finalizat, este un fault comis asupra lui Alexandru Dadu. A fost ținut de mână de jucătorul formației Red Devils,
astfel blocând un eventual contraatac periculos. Toate că a fost preajma careului propriu, însă știm că mini fotbal la terenul este foarte mic și ia, uitați-vă ce ocazie au avut cei de la Viking Chișinău, însă pas a fost prea aproape de poartă și jucătorul ce se afla la finalizare nu a reușit să intervină pentru a îndrepta balonul în poarta formației Red Devils. Centrare acum! Ce gol! Gol reușesc să marcheze cei de la Red Devils. Au reușit să restabilească egalitatea pe tabela de marcaj și este Vitalie Cheptine, jucătorul cu numărul 22. Acesta a readus egalitatea pe tabela de marcaj. Deci acest meci, cum și-am spus, este nedecis până în aceste clipe. Acesta a marcat în minutul a 36. Dadu cu o pasă, însă greșită. Cu mult noroc ajunge mingea înapoi la acesta. Șut și este gol! Ce gol reușește să marcheze! A fost jucătorul cu numărul 2 a formației Viking Chișinău. Nu este Alexandru Sigai, mă scuzați, a fost Veceslav Sofroni, jucător cu numărul 7. N-au reușit foarte mult timp cei de la Viking să se bucure pentru golul marcat, că cei de la Red Devils să se bucure pentru golul marcat, că și-au reușit să egaleze prin Sofroni jucătorii formației Viking Chișinău. Un nou! O ocazie periculoasă și o iluzie optică pentru comentatorul vostru. Mi s-a părut că a fost introdus în balonul în poartă, însă a fost doar un gol turcesc în plasa laterală. Ataca celor de la Red Devils. Dado șutează peste poartă. Tentativa de a da balonul în poartă, însă nereușită. Cum o atac pornit de cei de la Red Devils. Deci rebună, însă pas a fost cam greșită. Un șut din prima și din nou apără portarul celor de la Viking Chișinău, Alexei Cătăreu. Dado la balon, Dado ce face? Pasează la un jucător advers, însă rămână în posesie cei de la Viking. A ezitat să șuteze jucătorul formației Viking Chișinău. Tot aceștia rămân în posesie. Un nou șut de la distanță, din afara careului, însă care a trecut pe lângă poartă și a fost și un șut destul de lent. Nu cred că ar fi fost gol dacă era pe spațiul porții. Consider că ar fi intervenit la timp Dumitru Radu. Recuperează acum în preajma porții cei de la Red Devils, ocazie periculoasă, însă intervine portarul. Iarăși păstrează în teren. Nu, e au de poartă pentru Viking Chișinău. Balonul ajunge către Iachim, Iachim pasează mai departe pe flangul drept. Șut deviat și este corner. Sigai se pare că va fi cel care va executa această lovitură de la colțul terenului. A o face. Până la Smântână, Smântână mai departe. Iar și în posesie Sigai.
Sigai schimbă către marcatorul golului cu numărul 2 a celor de la Viking, care în tehnica a încercat să treacă, însă nereușită. Donică pasează înapoi. Sigai pus sub presiune, pierde balonul, însă recuperează un alt jucător a formației Viking Chișinău. Și-a luat Sigai la balon. Donica pasează, însă nu era niciun jucător la mijlocul terenului care să poată prelua balonul în poarta apărată de Dumitru Radu. Mi s-a comunicat că jucătorul cu numărul 27 care a marcat este Cornel Brumaru. Un șut iarăși în blocajul celor de la Viking. Dragoș Palade aruncă balonul până la Dumitru Radu. Dumitru Radu se mișcă către centrul terenului și șutează, care este, șutul este respins și este acordat margine pentru Red Devils. Iarăși mingea până la Dumitru Radu. Puși la pressing cei de la Vic. Se pare că a fost un fault comis de jucătorii formației Viking Chișinău. Execută rapid până la Dumitru Radu. Acesta pasează înainte. Dragoș Palade către Dumitru Radu. Un contraatac acum pornit de cei de la Viking. Shoot! Au intervenit în cele de urmă cei de la Red Devils, însă nu au finisat până la urmă. Un nou shoot! Intervine Dumitru Radu și salvează practic de la un gol ca și făcut formația sa. Autorul șutului a fost jucătorul cu numărul 5, Ion Donica. Sigai execută cornerul până la Donica. Donica, un șut din prima, însă unul nu e reușit și îi pune pe contraatac pe cei de la Red Devils. E un atac deja pozițional. Și pierd și balonul. Celălalt Donica pasează în față către Iachim, care nu reușește să preia balonul și să ajungă 1-1 cu portarul. De minute s-au scurs deja. 7 minute mai rămas pentru cei de la Red Devils pentru a-și restabili egalitatea pe tabela de marcaj, iar pentru Viking încă 7 minute au mai rămas pentru a o majora, desigur. Fiindcă cu toții am mai observat că diferența de un gol nu este foarte considerabilă. Cum și-am mai spus, nici la nivel de mini-fotbal, nici la nivel de fotbal mare. Mingea transmisă către Dumitru Radu. Dragoș Palade. Apoi. Balon transmis în atac. Pierdut acum de cei de la Red Devils. Ocazie, șutează Igor Iachim, însă respinge Dumitru Radu. Sigai repune balonul. Face destul de rapid până la Pănuță. Pănuță în duel cu Mehanicov, șutează însă pe lângă poartă. Ninge aruncată în careu și greșește portarul în momentul când preia balonul Alexei Catărău, însă din fericire nu a scăpat balonul în poartă, dar în afara terenului de joc.
Din fericire pentru echipa sa, desigur și nu pentru cei de la Red Devils. Un șut cu capul lui Dragoș Palade, însă care a fost degajat și de Alexandru Sigai, portarul celor de la Red Devils. Să-l vedem de la distanță. Ar trebui să se grăbească cei de la Viking dacă doresc să-i prindă pe contraatac cu portarul ieșit. Sigai a trecut de un jucător, însă șutul a fost defectuos. Transmit balonul în față. Un șut al lui Dragoș Palade, însă mai mult a semănat cu o boltă și acea pe lângă poartă, cu mult pe lângă poartă. Dadu la balon, pasează mai departe, Dadu iarăși. Șut, Dadu pe lângă poartă. Destul de periculos și aproape de a marca. Fault comis în atac de jucătorul formației Red Devils. Repun repede cei de la Viking. Dadu face până la Pănuță, Pănuță, șutează și este gol! Ce gol reușește Pănuță! Un șut nu foarte puternic, însă a fost păcălit portarul celor de la Red Devils din datorită faptului că doi jucători, unul din formația Red Devils și unul din formația Viking Chișinău, au trecut pe lângă minge. Considerând că unul dintre aceștia va atinge balonul, el a ezitat și nu a intervenit. Astfel scorul a devenit de 4-2 și Viking Chișinău își mărește avantajul pe tabela de marcaj. Și acum sunt foarte aproape de a o face, însă nu îi le permite jucătorul Sergiu Maidanu, numărul 7, din componența formației Viking. Contraataca celor de la Red Devils, însă iarăși Dadu intervine și protejează. Nuța respinge. Contraatac 2-1, să vedem. Va fi marcat sau nu? Nu, nu reușește să marcheze. Doamnelor și domnilor, suntem a doua oară în această zi de sâmbătă când observăm că a marca într-o situație de ieșit de 1-1 cu portarul e mai dificil decât la o distanță de jumate de teren. Iarăși un atac a celor de la Viking. Sunt mai periculoși spre acest final, cu toate că au nevoie cei de la Red Devils pentru a egala de cel puțin 2 goluri. Însă posesia rămâne mai departe în componența celor de la Viking. Preiau cei de la Red Devils, însă intervin rapid jucătorii formației Viking. Șut de la distanță până în brațele lui Dumitru Radu. A mai rămas o minută și de jumătate de joc. Șut de la distanță pe lângă poartă. Alexei Catareu repune balonul. Nu reușesc. Au reușit să ajungă Stanislav Pănuța balonul. Driblează în fața jucătorului echipei adverse, însă scapă balonul afara terenului de joc și va răpune balonul în terenul Dumitru Radu. Se grăbesc cei de la Red Devils, însă o fac greșit și sunt nevoiți să repornească atacul. Cel mai probabil va ieși la joc, da, așa și face, este la joc și portarul. Însă transmite balonul hazardat în față și pe poziție în care nu se afla niciun jucător. Mingea repusă către Alexandru Dadu. Alexandru Dadu către Sigai. Sigai înapoi. Un șut peste poartă.
a celor de la Viking, care sunt și mai periculoși spre acest final de partidă. Au mai rămas secunde numărate până la finalul meciului și tot în atac sunt cei de la Viking Chișinău. Cei de la Red Devils acum construiesc un atac, însă nu reușesc mai nimic. Balonul ajunge iarăși în posesia celor de la Viking. Iachim pasează, iarăși Iachim nu reușește să șuteze și este fluier de final. Arbitrul central fluier, iar meciul se termină cu scorul de 4-2 în favoarea formației Viking Chișinău. Red Devils rămâne lanterna roșie, nu reușește să urce în clasament, iar Viking acumulează 3 puncte. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi și alături de mine. Vă urăm o zi bună în continuare. Nu uitați, Moldova Sport este alături de voi mereu.